Da, doamnelor și domnilor, e momentul acum să ne întoarcem, să vedem cum au fost pensiile alimentare ale celebrităților. De exemplu, mi-aduc aminte că Silviu Prigoană a zis așa, în momentul în care copiii erau la Adriana. Domnul Prigoană câștiga în acel moment tot așa 1500 de lei pe lună. El a spus, domnule, eu nu mai sunt angajat nicăieri. Dar nu mai aveți niște, de niște avere. Nu, domnule, se referă la cât e din câștig. Și avea 700 de lei pe lună. Prigoană. Prigoană. Și pentru că copilul are nevoi zilnice, așa, trimitea comandat poștal în fiecare zi. Cât erau? 15 lei. Deci, uite așa, nu e singur, Adriana. Nu te-l cura patentat. E, până când și Adriana a făcut-o nefăcută și copiii la el. După cum într-un se știe. Final. Într-un final de câțiva ani de zile s-a tot bătut săraca să-i obțină și uite că a reușit. Păi da, dar a fost problema aia când era cu copilul legat, cu bătaia și se pare că în instanță lucrurile astea au contat. Din păcat. Pe de altă parte am avut și alte cazuri celebre. Păi stai, până la urmă copiii sunt la Bacmânțeanca sau la Prigoană? Sunt la Silviu, de ani de zile. A, deci tot la Prigoană au rămas. Crezi că i-a obținut Adriana, zic, era o veste. Nu, spunea nu într-un interviu că copiii trebuie să la mama de fiecare dată. Păi da, dar depinde. Ce ți-a spus domnul avocat aici? Trebuie să fie Știu. Când a fost o înregistrare făcută de un copil, în timp ce celălalt copil era legat de pat și țipa cu mama, se pare că ăla este genul de precedent de la care judecăm. În rest am avut tot soiul de cazuri din ce în ce mai spectaculoase, pe care o să le vedem chiar imediat. Cum e treaba asta? Pentru că întotdeauna un părinte care trebuie să plătească, mai degrabă nu se gândește că are nevoie copilul, ci că ajunge la măsa și măsa îi consumă. Întotdeauna e așa, indiferent de nivel. Mă gândesc că sunt niște termeni pe care după ce se dă hotărârea judecătorească, cât e cuantumul de așa, pensie alimentare, etc., mă gândesc că judecătorul sau cine stabilește lucrurile astea, să spun clar, acești bani nu pot fi atinși până la vârsta de 18 ani de către cel mic. Până atunci sunt depuși într-un cont fără posibilitatea ca ei să fie accesați de către uite, părintele vezi, vrei care o școală deține... bună pentru copil, o școală privată. Poate să fie 6-7 mii pe an. Așa e. Păi ce faci? Atunci lucrul ăsta îl stipulezi în momentul în care mă gândesc, nu știu, că n-am trecut prin astea, mâncarea și ochii tăi. Hai să vedem dosarul, să vedem cum i-a trecut pe alții. Hai! Hai!